Am ajuns în cea mai mare mahala din Busan. O bătrânică mă împinge de la spate, una vine din față, ambele au câte un baston în mână. Cam așa și aduc cupărăturile. O pungă în mână, un rucsăcel în spate. Acestea sunt condițiile. O altă bătrânică. Nu cred că asta înțelegi. Da, da, asta a zis, a arătat femeia. Pastă de ardei iute. Da, trebuie să-ți dai duhul ca să admiri priveliștea asta. Bună? Tocmai am văzut un șarpe. Care-i treaba? Iar vii cu camera. Nu mai pot. Am pierdut-o pe Andreea în cea mai mare mahala din Coreea. Bătrânelele au ieșit în inspecție. Este un lucru universal, nu contează rasă, cultură, culoare. Pentru că mahala sună foarte urât din punctul meu de vedere pentru ceea ce am văzut noi astăzi aici. Salutare, salutare și bine ați venit în cea mai mare mahala din Coreea de Sud. Astăzi ne aflăm în Gamcheon, cel mai mare slum din Busan. Și o să facem o plimbare pentru a vedea cum trăiesc localnicii, așa că o să vă luăm și pe voi cu noi. Foarte multe relatări arată că Gamcheon a primit numele de mahala, favelă, slum, cum vreți voi să-i spuneți, undeva prin 1950, după ce un număr foarte mare de refugiați au venit aici, în timpul războiului corean. Nu credeam, dar devine din ce în ce mai greu să vorbești la cameră în timp ce urcăm aceste trepte. Nu mai pot. Să fiu sincer, nici nu știu dacă am voie să vin pe aici. Sper să nu deranjez pe cineva. O grădină. Pentru că nu sunt semne indicatoare, nici măcar în limba coreană, care să zică ai voie, nu ai voie, e stradă, nu e stradă. E plin cu astfel de străduțe, alei întortocheate. Multe dintre ele sunt colorate, nu toate, dar marea majoritate. Cam așa trăiesc oamenii pe aici. Foarte greu. Vă dați seama atunci când fac cumpărăturile cât de dificil le este. Dar nu au încotro. Priviți acea bătrânică care a plecat odată cu noi de jos și aproape că ține pasul. Noi suntem transpirați. Eu unul cel puțin pot să stort tricoul și ea încă urcă. Mai are și acel baston, după cum vedeți, cred că se observă pe imagine. Foarte greu. Foarte greu pentru noi. Nu mai zic pentru bătrâni. Iar până acum nu am văzut un tânăr, doar persoane de vârsta a treia. Că n-am. Eu zic că nu mai pot urca, iar o bătrânică de peste 70 de ani, într-un baston, mă împinge de la spate. Incredibil acești oameni aici. Nu înțeleg ce mănâncă. Cum reușesc? Tot e bun că au electricitate. Din câte citisem pe internet, majoritatea favelelor nu au. Dar aici au. O bătrânică mă împinge de la spate, una vine din față, ambele au câte un baston în mână.
Cam așa și aduc cupărăturile. O pungă în mână, un rucsăcel în spate. Acestea sunt condițiile. Foarte greu. Dar asta e viața. Și aici vine teancul cu facturi. Unde sunt tinerii? Nu am văzut nici măcar un tânăr până acum. Da, trebuie să-ți dai duhul ca să admiri priveliștea asta. E prea simplu cu mașina. Dacă reușesc cei mai în vârstă să urce aceste trepte, noi de ce nu o face-o? Plus că mașini aici, în acest cartier, foarte puține au, pentru că, din câte am văzut eu, nu sunt locuri de parcare. Priviți cum au toți buteliile afară, inclusiv cei de la etaj. Grădină. Dacă vă întrebați de siguranța în această zonă, priviți doar cum lasă oamenii mașinile aici. Din câte am observat, toată lumea nici măcar nu le încuie. Lasă geamurile deschise din cauza căldurii, vă dați seama, dar totul este destul de sigur, pentru că slamurile au un anumit tip de reputație care, din câte văd, aici nu se aplică. Nu mai pot, zloarcă! Foarte rece! Acum o fi de băut, o fi pentru spălat pe picioare. Ei, da, mă. Asta este. Nu mai pot. Trebuie să mă tund iar. Nu. Nu cu ciobul. Sper ca de data asta să renunț la șapcă și să mă tundă bine. Luăm niște apă rece. Hai în sus, nu. Dacă nu e bună, așa am băut puțin, nu știu, tu nu bea. Mai bine cumpărăm o sticlă cu apă sau bem dintr-un loc în care scrie destul de clar că apa este potabilă. Nu vreau să avem parte de surprize neplăcute. Oh, soare! Trepte la nesfârșit. Din câte am văzut pe hartă, cartierul ar trebui să se termine undeva aici și începe pădurea. Ne plimbăm 2-3 minute pe aici, vedem dacă găsim ceva interesant, vă arătăm și vouă. Iar dacă nu, revenim în slam. Acum? Da, inițial am crezut că e pește, dar acum m-am uitat la capul lui. Și este un bomb, dar nu vreau să... A pus praf, pe el, nu vreau să nici. Dar nu e numai asta. Da, din ce scrie la intrare, ar trebui să fie un centru de vindecare zen. Așa că trebuie să păstrăm liniștea. Avem un Buddha sculptat în stâncă. Foarte frumoase aceste picturi, sunt peste tot. Fără doar și poate un loc de rugăciune, doar că nu este nimeni. Suntem doar noi doi.
Arată mult mai frumos comparativ cu restul templelor pe care le-am văzut aici în Coreea. O fi și din cauza pădurii? Nu știu. Tu ce părere ai? Sunt de acord cu tine, dar nu cred că e doar pădurea. Cred că și amplasamentul ăsta, cum au organizat ei aici cu lămpile astea, cu absolut tot în jur, e cadrul perfect. Un templu pe stâncă. Nu cred că să vedem mare lucru, dar am zis să ne aventurăm puțin prin pădure. Aer curat și face foarte bine la plămâni. Așa că jumătate de oră de plimbare prin pădure nu strică. Principala problemă și cea mai gravă, țânțarii. Ne ciuruie. Țintră și în ochi. Da, nu a fost tocmai bună ideea. Ce zici? Noi tot urcăm. N-a fost o idee bună, dar noi tot urcăm, văd. Care-i treaba? Iar vii cu camera. Nu mai pot. Da, știu. Mă repet, dar efectiv e foarte greu. E foarte în pantă. E foarte în pantă drumul ăsta. Și încep să am febră musculară deja. Uite o bancă aici. După nici 5 minute de mers prin pădure, a renunțat. Da. Am ajuns într-o altă zonă abandonată. Zona abandonată, dar au hârtie igienică la baie. O baie, bănuiesc că este o baie tipică coreeană. Pe hartă arăta că aici sus o să găsim foarte multe lucrări în piatră, lângă acest templu. Dar totul este abandonat, cel puțin în acest moment. Și pare abandonat de ceva timp, măcar pentru efortul de a ajunge aici sus. Nu merităm și noi un like și o distribuire a clipului? Așa ajunge la cât mai multă lume, pentru voi este gratis, pe noi ne ajută foarte mult. V-am mai zis, dar mai repet din când în când, pentru că așa funcționează algoritmul. Aceste lucrări în lemn sunt extraordinare. Adevărați meșteri oamenii. Iar priveliștea, priviți. Iar din câte am văzut pe hartă, suntem undeva la 400 de metri deasupra nivelului mării. Am urcat ceva. Andreea a rămas undeva pe o băncuță mai în spate. A rămas cu țânțarii, pentru că aici, surpriză, nu sunt. Dar acolo jos era dezastru. Tocmai am văzut un șarpe. Nu am apucat să-l filmez. Aveam camera închisă. Doar la filmat nu m-am gândit eu. Gata, ne întoarcem. Și așa nu e mare lucru de văzut. Așa că revenim din slam. Aici am lăsat-o pe Andreea. Nu mai este. Am pierdut-o pe Andreea în cea mai mare mahala din Coreea. Nu înțeleg unde s-a dus, i-am zis să mă aștepte pe acea bancă, dar nu mai este. Acum sper că a coborât, pentru că la întoarcere eu nu am mai făcut același traseu. Dar i-a zis că nu vrea să mai urce și a rămas pe acea bancă. Acum văd că nu mai este. Cred că a coborât din cauza țânțarilor. Nu avem semnal la telefon aici, deci nu avem cum să comunicăm, așa că o să cobor și sper să o găsesc. Am zis că te-am pierdut. Tremură picioarele, n-am putut să mai urc și mă caut țânțarii în disperare. Haide să căutăm apă. Hai că nu mai pot. Prea mult sport pentru o singură zi. Eu care n-am nicio treabă cu sportul în general, scările astea te omoară. Eu nu știu cum reușesc oamenii ăștia în vârstă să urce scările astea, pentru că efectiv sunt groaznice.
Și dacă mai e și căldură și umiditate, te rog. Bătrânelele au ieșit în inspecție. Este un lucru universal, nu contează rasă, cultură, culoare, peste tot același lucru. Aici am găsit o grădină mai mare. Putem spune că au teren din abundență. Au plantat și porumb, pardovlecei, roșii, castraveți, ceapă. Merg pe stradă și admiră fiecare grădină. La fiecare se opresc și zic câte ceva. Da, odihne și eu un pic. Nu m-am mai odihnit de mult. Un lucru pe care chiar îl apreciez la acești oameni, deși au atâtea trepte de urcat, ați văzut și voi, găsesc puterea pentru a face sport. De lăudat! Încep să cred că noi suntem mai ramuliți decât ei. Sincer, așa pare. Sunt și persoane care pare că au ceva mai mulți bani în acest cartier, dar din punctul meu de vedere, marea majoritate a persoanelor de aici sunt ceva mai sărace. Sper să se audă bine, am scos microfonul, am rămas fără baterie și a trebuit să pun camera la încărcat. Plus că fără microfon ies mai puțin în evidență. Până acum oamenii nu au părut deranjați că filmăm, dar mai bine să nu ieșim în evidență, zic eu. Iar oamenii sunt foarte de treabă, ca de altfel în tot Busanul. Să zâmbească cineva în Seul, niciodată în viață. Poate un copil. Da. Aici locuiește cineva, peste drum, vecinul. O altă bătrânică cu cumpărători. Tu și mine ridicați, eu îi ridicați, eu îi ridicați, eu îi ridicați, eu îi ridicați, eu mă gândeam că îți ceri să o ajuți, nu știu, așa. Din câte am înțeles, a încercat să ne explice că este alunecos pe jos și să avem grijă. Nu cred că asta ai înțeles. Da, da, asta a zis, a arătat femeia. Serios? Spre trepte, da, să avem grijă pentru că alunecăm. Deci e bine, Cosmin, aici am pus să vezi coreană, mă bucur. Dar asta nu m-aș înțeles. Limbajul semnelor este universal. Cum spuneți voi? Ce ajutor să ne ceară nouă când noi respirăm mai greu ca ea? Păi... Vedeți această bandă care te ajută să nu aluneci. Sunt puse foarte rar. Și e posibil să aluneci. Da. Știa femeia ce spune? Pentru cine înțelege coreană? Miroase foarte bine. Stați că vine autobuzul și nu mă auziți. Spuneam că miroase foarte bine, ardei copt, ardei iute, fac pastă de ardei iute. Ați văzut din nou, oamenii nu sunt deranjați de faptul că îi filmez. Ba din contră. Până acum tu filmai, intrai direct în curțile oamenilor. Acum cer tu să intre și în casele lor, că doar care e problema? Adică nu e ceva anormal la Cosmin. Priviți cum a ieșit.
sper să reușesc să pun focus. Ia priviți. Printr-o crăpătură a ieșit dita mai planta. Printr-o crăpătură. Ca să înțelegeți mai bine, eu m-am ferit de acele zone turistice. Nu prea le-am colindat astăzi. Cred că sunt mai îngrijite. Ce frumos au făcut pe jos. Da. Aceasta fiind o zonă turistică. Colorată. Acolo intrăm în casa omului. Hai să ne întoarcem. Ai în jos. Cam așa arată zonele turistice. Totul colorat, frumos. Ce v-am arătat până acum nu este atât de turistic. Pentru că în momentul în care căutați informații pe internet despre această zonă, o să vedeți că totul este colorat, frumos, dar doar o mică porțiune a orașului, satului, nici nu știu cum să-i zic. Pentru că Mahala sună foarte urât din punctul meu de vedere pentru ceea ce am văzut noi astăzi aici. Ce? Nu știu pe câți dintre voi interesează aceste lucruri, dar nouă ni se pare interesante. Le vizităm și totodată le și filmăm. V-am mai zis și la începutul clipului, pentru noi este pentru prima dată când vizităm un asemenea loc. O favelă, un slum. Și tare mie că cred că e singurul loc de acest fel care să te simți și în siguranță. Pentru că, zici? Da, pentru că de obicei favelele, mahalalele, slumurile, nu știu, zile cum vrei, au reputație proastă. Dar o să vizităm cât mai multe. Prin toate orașele în care ajungem, dacă sunt asemenea locuri, o să le vizităm, așa o să reușim să comparăm. Iar dacă îți plac clipurile de genul ăsta și nu te-ai abonat la canalul nostru de YouTube sau nu urmărești pagina de Facebook, poți să o faci chiar acum, pentru că este gratis. Iar tot aici, în apropiere, se găsește cea mai mare piață de pește și fructe de mare din Coreea de Sud. Așa că în zilele următoare o să mergem și acolo, filmăm și dacă totul este ok, cred că sâmbătă o să vină clipul. Cam asta a fost pentru astăzi. Sper că v-a plăcut ceea ce v-am arătat. Nu uitați să distribuiți clipul, să-i dați un like, să ne lăsați părerile voastre în comentarii și ne vedem în următorul. Numai bine!